facem această conferință internațională cu participarea mai multor persoane, experți, ex-miniștri, ca să facem un schimb de opinii. Dar la baza conferinței, bineînțeles că a stat un studiu, un sondaj, prin care am aflat care sunt bolile, care este diagnosticul educației din Republica Moldova, ca ulterior să le putem discuta și să găsim tratamentul pentru fiecare minus sau boală care există în educație. Au fost invitate persoane care sunt din sistemul educației, care au avut succese în acest domeniu, pentru că discutăm cu ex-miniștri, cu consilieri ai miniștrilor în educație, cu secretari de stat în domeniul educației și fiecare stat, fiecare țară vine cu experiența sa. Fiecare ministru, bineînțeles, că se străduie să facă reforme, să îmbunătățească sistemul și au fost invitați exact persoanele care au știut să facă lucruri bune în educație. Cu siguranță o să învăț de la fiecare dintre participanți experiența bună pe care o să încerc să o implementez aici în Republica Moldova. Eu văd scopul acestei conferințe în a crea o senzație de spirit pozitiv și încurajator pentru tot sistemul educațional, în mod special pentru profesori și pentru părinți și pentru copii. Eu vreau să spun că, deși Republica Moldova trăiește acum o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere economic și social, doar abordarea pozitivă, doar crearea unei povești de succes, doar creativitatea și încrederea că oricât de înalt nu ar fi propunerea pe care, sau scopul, cât de înalt nu ar fi scopul pe care ți-l propui, dacă ți-l propui, oricum ai să ajungi la niște rezultate. Liberalii sunt persoane pragmatice și ei cunosc foarte bine faptul cu cât mai educată va fi societatea, cu atât mai prosperă va fi societatea, pentru că și economia sau dezvoltarea afacerilor, business-ului, depinde de educație. Dacă o să avem persoane bine pregătite din punctul de vedere profesional, atunci vom avea și bunăstare și prosperitate. Iată de ce fac asta liberalii. Republica Moldova este un stat independent doar de aproape 25 de ani. Am trecut o perioadă complicată de tranziție și cel mai complicat lucru într-o transformare, într-o fierbere, într-o dorință de schimbare, este schimbarea mentalității. Asta este cel mai complicat lucru de făcut. Eu vă anunț cu multă tristețe că toate instituțiile școlare din Republica Moldova, inclusiv instituțiile din educația timpurie, adică grădinițele, sunt moștenite încă din perioada sovietică. Ele sunt concepute ca și design, ca și infrastructură, încă de pe vremurile celea. Dar eu sunt convinsă că voi reuși să schimb la față aceste școli cu ajutorul partenerilor noștri de la Banca Mondială, cu care avem un acord de colaborare și ne-am angajat într-o perioadă de timp, până în 2018, să renovăm cel puțin 10 școli de circumscripție, pentru că din cauza migrației cetățenilor Republicii Moldova, din cauza dorinței tinerilor de a-și schimba țara, pentru că aici nu se simt, foarte mulți dintre ei nu se simt aici confortabil, școlile noastre au rămas depopulate de copii. Noi suntem obligați să le închidem.
închizându-le, trebuie să le oferim o soluție mai bună, niște școli cu condiții mai bune. Ele se numesc școli de circumscripție. Prin degajarea acestor bani din eficientizarea sistemului, plus cu ajutorul Băncii Mondiale, vom reuși să creăm niște modele de școli la care copiii să vină cu dragoste, cu plăcere, și vrem să creăm un mediu prietenos în toate școlile din Republica Moldova. În afară de aceasta, există atâta deschidere în lume și atâta mobilitate. Noi participăm la diverse conferințe, întâlniri internaționale, există internetul, există atâtea posibilități de a afla despre metode noi de predare, pentru că în educație important este abordarea sau atitudinea față de profesia ta de pedagog și atitudinea ta față de copil. O să insist pe faptul că banii care sunt degajați din reformarea educației, adică reducerea numărului de școli, dar și de școli profesionale și de colegii, să vină pe un fond special al Ministerului Educației ca să-i putem utiliza în îmbunătățirea, în dezvoltarea, în modernizarea învățământului. În afară de aceasta, lucrăm asupra unei formule noi de salarizare a profesorilor și suntem unicul minister care și-a propus drept scop ca să plătească, să remunereze pedagogii conform performanțelor. Avem o companie estoniană care ne va face această formulă și sunt absolut sigură că ne vom mândri noi cei de la Ministerul Educației că am fost primii și până la ora actuală unicii care s-au gândit într-un mod creativ cum să sporească salariul pedagogilor. Republica Moldova trece acum printr-o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar și economic și social. Veniturile noastre la ora actuală sunt extrem de modeste și eu voi lucra pe ideea să folosim eficient puținii bani publici pe care îi are educația. Pentru că în Republica Moldova mai există o problemă. Banii publici nu sunt folosiți eficient. În mentalul nostru a mai rămas ideea că dacă banul este al statului și nu este banul tău personal, poți să-l cheltui oricum. Ori, din punctul meu de vedere, banul public necesită o atenție și o eficiență de folosire a lui mult mai mare decât atunci când e vorba de propriul tău ban, pentru că ești responsabil în fața a milioane de cetățeni care au contribuit la crearea acestui buget. Eu cunosc bine faptul că motivația interioară, de fapt, mișcă și a mișcat dintotdeauna nu doar educația, dar istoria în general s-a mișcat înainte grație unor idei curajoase care la început păreau de nerealizat. Aș dori în primul rând toți copiii să aibă acces la educația timpurie de la vârsta de 2 ani. Aș dori ca copilul să plece la școală cu bucurie și să se întoarcă de la școală de asemenea cu bucurie că a învățat ceva nou. Aș dori ca fiecare profesor să-și iubească copiii. Consider că fiecare părinte trebuie să se implice cot la cot cu profesorul, cu educatorul, în crearea personalității copilului. Aș dori ca fiecare copil, atunci când termină studiile în învățământul general, deja să știe care este menirea lui în această viață, ce dorește el să facă. Această orientare profesională trebuie să vină din conlucrarea strânsă a părintelui, copilului și profesorului. Aș dori ca fiecare absolvent de universitate să poată folosi diploma de studii superioare pentru a-și face o carieră
în beneficiu personal, pentru fericirea personală, dar și pentru binele societății. Aș dori ca tinerii noștri să poată împăca viața profesională și cu viața de familie. Pentru că omul este fericit doar atunci când se simte bine în familie și la locul de muncă. Fiecare dintre noi trebuie să ne ducem cu bucurie la lucru și să venim acasă tot cu bucurie. Așa văd eu sistemul de educație pentru Republica Moldova. Eu am 3 băieți. Doar unul dintre ei este căsătorit și nu locuiește în Republica Moldova. El locuiește în România. Am un nepoțel pe care îl cheamă Andrei. În România, spre deosebire de Republica Moldova, există sistemul de educație timpurie de la vârsta de 2 ani și el frecventează o grădiniță privată. Este foarte important ca nepoțelul meu să se poată socializa, să se învețe să comunice cu semenii lui, dar și cu maturii de la această vârstă. Eu consider că cea mai importantă sau etapa cea mai importantă a educației este educația timpurie. Pentru că la crearea personalității fiecăruia dintre noi stau cei 7 ani de acasă. Și sper, da, cunosc lucrul acesta, atât feciorul meu, Lucian, cât și soția lui, Maria Magdalena, sunt niște părinți responsabili și conștienți.